Rhodesian Ridgeback. Origine. Rhodesian Ridgeback este o rasă de câini ce provine de pe continentul Africa, țara Zimbabwe. Această rasă a fost creată și dezvoltată de triburile Khoisan, coloniștii olandezi, Bers și coloniștii europeni din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Această rasă a fost obținută prin încrucișarea mai multor rase de câini autohtoni, cu rase de câini europeni, greyhound, bloodhound și terier. Scopul lor era să se creeze un câine puternic, ager, rezistent la efort și capabil să vâneze lei, dar și alte animale mari. Numele Rhodesian se trage de la regiunile Zimbabwe de azi, care înainte se numeau Rhodesia și Ridgeback vine de la o dâră de păr ce crește contrar firelor de păr și formează o creastă pe spatele câinelui. Pentru obținerea tipului de câine dorit s-a ținut cont de câinii, care aveau înclinații pentru vânătoare și supraviețuire în condițiile dure ale savanei africane. Odată cu extinderea colonizării continentului african, rasa a început să se răspândească și în alte părți ale lumii. Câinii acestei rase au fost luați de către coloniștii europeni pentru a-i folosi la vânătoare și pază, apoi mai târziu au fost folosiți ca și câini de companie familială. În Africa de Sud, rasa Rhodesian Ridgeback a fost recunoscută în anul 1920 și tot atunci s-a făcut și un standard cu trăsăturile și caracteristicile rasei. În anul 1922 a fost înființat primul club al rasei, Rhodesian Ridgeback în Rhodesia, astăzi Zimbabwe. În anul 1955, rasa Rhodesian Ridgeback a fost recunoscută oficial de către American Kennel Club, AKC. De-a lungul anilor, rasa Rhodesian Ridgeback a câștigat multă popularitate și era cunoscută în toate regiunile lumii și așa a devenit una dintre cele mai preferate rase în diverse țări. Câinii aparținând rasei Rhodesian Ridgeback sunt de talie mare, musculoși și bine proporționați. Rhodesian Ridgeback are capul frumos conturat și proporțional, cu craniul plat și puțin lat între urechi. Are ochii de dimensiuni medii și rotunzi. Culoarea ochilor este de diferite nuanțe de maro în funcție de culoarea blănii și este întotdeauna în concordanță cu nuanța acesteia. Botul este tronconic, are nasul de culoare neagră sau maro în funcție de culoarea blănii, are maxilar bine dezvoltat și cu mușcătură puternică, buzele superioare sunt ușor căzute peste cele inferioare. Are urechile de dimensiuni medii, așezate uniform pe lateralele capului și sunt în mod normal lăsate. Are blana scurtă, fină, strălucitoare și deasă. Este netedă pe piept și abdomen. Blana lor este de diferite nuanțe de maro și fiecare exemplar are o creastă dorsală cu fire de păr, crescute în sens opus celorlalte fire de păr. Are coadă de lungime medie, cu baza mai groasă și se subțiază spre vârf, unde prezintă și o curbare a ei în sus, în stare de repaus o poartă în jos și în stare de alertă o ține ridicată. Picioarele sunt puternice, drepte, înalte și musculoase, cu labe compacte și gheare ușor arcuite de culoare neagră. Are privirea ageră și expresivă, parcă îl miră ceva când privește. Are un mers elegant, cu aliură impresionantă. Masculii ating o înălțime la greabă încuprinsă între 63 și 69 de centimetri, iar femelele între 61 și 66 de centimetri. Ei ating o greutate cuprinsă între 32 și 36 de kilograme. O femelă dă naștere în medie la 7 sau 8 pui la o singură gestație. Comportament. Loialitatea și afectivitatea față de stăpân și familia acestuia sunt două caracteristici care îl definesc foarte bine. Sunt câini echilibrați psihic și emoțional, mereu cu o fire ponderată, calmă și încrezătoare. Datorită acestor trăsături, ei sunt apreciați și plăcuți. Au un instinct natural de pază și sunt extrem de vigilenți în prezența străinilor. Sunt capabili să avertizeze, să acționeze și să-și apere stăpânul în cazul unui potențial pericol. Sunt câini inteligenți și ușor de instruit, dornici să învețe lucruri noi și să participe la diferite activități. Chiar dacă câteodată au tendința de a fi independenți și încăpățânați, cu puțină răbdare, cu exerciții efectuate repetat, cu stimulente verbale și recompense, ei revin pe drumul cel bun. Sunt câini foarte activi și au nevoie de multe exerciții și timp de petrecut în natură. Le place să facă mișcare multă, să participe la diferite activități fizice, pentru a le menține starea fizică și mentală în stare bună. Ei se comportă bine cu alți câini sau persoane străine, mai ales dacă au fost socializați încă de la o vârstă fragedă.
Această rasă se adaptează foarte repede la diferite condiții de viață și mediu, dar are nevoie de un spațiu mare, să alerge, să se joace și să-și consume energia. Datorită faptului că au fost creați pentru vânătoare și au instinctul de vânătoare foarte dezvoltat, este bine să-l controlați în prezența animalelor mai mici și să-i oferiți suficiente stimulente mentale pentru a-și satisface acest instinct. Aptitudini. Sunt folosiți și acum la vânătoare deoarece au abilități de agilitate, curaj și rezistență, instincte bine dezvoltate pentru a ajuta la vânătoarea de animale sălbatice mari. Pentru că sunt vigilenți și au un simț dezvoltat al prezenței intrușilor, sunt folosiți la pază și securitate. Ei sunt capabili să avertizeze prezența animalelor sau a persoanelor străine și dau un sentiment de siguranță proprietarilor lor. Sunt capabili să se miște foarte rapid și să răspundă prompt la comenzi, ceea ce îi face concurenți imbatabili pentru sporturile canine de agilitate. Acești câini au rezistență mare în urmărirea pe distanțe lungi și fac față condițiilor dificile din mediul natural african. Nu simte și nu-l afectează înțepăturile insectelor și rezistă chiar și 24 de ore fără apă și mâncare. Au un simț olfactiv dezvoltat și sunt capabili să urmărească mirosurile, de aceea sunt folosiți în acțiunile de căutare și salvare. Sunt folosiți în diverse sporturi canine, ca frisbee, urmărire și agilitate. Pentru că sunt câini activi și îi plac activitățile în aer liber, sunt buni tovarăși pentru drumețiile de lungă durată și în zone periculoase. Datorită temperamentului lor calm și afectuos, sunt folosiți în terapia asistată de animale pentru sprijin emoțional și fizic persoanelor neputincioase. Modul de îngrijire și toaletare. Sănătatea unui câine se cunoaște după cum arată blana și strălucirea ei, după cum ține coada și cum are ploapele ochilor. De aceea, pentru a menține câinele sănătos și fericit, este recomandat să acorzi atenție mai mare gradului de îngrijire și toaletare. Rhodesian Ridgeback au blană scurtă și deasă, care necesită de 2 ori pe săptămână periaj, pentru a îndepărta firele de păr moarte și pentru a preveni formarea de ghemotoace. În perioadele de năpârlire, perierea se va face de 2 sau 3 ori pe săptămână. Perierea se face cu un pieptene cu dinții moi din cauciuc, special pentru câini. Ei nu au nevoie de băi frecvente, ci odată la câteva luni sau atunci când se murdăresc sau prind un miros greu. Folosiți un șampon special pentru câini și clătiți bine blana după spălare, pentru a elimina resturile de șampon și să evitați iritațiile pielii. Verificați și curățați urechile câinelui periodic, îndepărtând orice murdărie sau acumulare de ceară, cu o cârpă moale și soluție specială pentru curățarea urechilor la câini. Periajul dentar se face cu periuță și pastă de dinți, speciale pentru câini. Dar li se pot da și jucării dentare sau batoane de mestecat, pentru a ajuta la curățarea de tartru a dinților. Verificați periodic lungimea unghiilor și dacă sunt prea lungi, trebuie să le tăiați cu un clește special, având grijă să nu răniți câinele. Verificați ochii dacă au semne de iritație, secreții anormale sau alte probleme și dacă este necesar, ștergeți ușor orice murdărie din jurul ochilor, cu o cârpă moale și curată. Modul de dresare. Dresarea unui câine rhodesian Ridgeback este o experiență plină de satisfacții, deoarece sunt inteligenți și învață foarte rapid. Chiar dacă câteodată devin încăpățânați, cu răbdare, încurajări și dragoste, ei se supun și fac echipă bună cu tine. Tratează-le ca pe un partener pe timpul jocurilor, arată-i că ești șef pe timpul ședințelor de dresaj și demonstrează-i că este prietenul tău când se odihnește. Dresajul trebuie să înceapă cât mai devreme posibil, de la vârsta de 2 luni. Cu cât încep mai devreme, cu atât mai ușor va fi să faceți o legătură de prietenie și respect reciproc. Folosește metodele de recompense cu gustări, laude și jucării. Evită pedepsele fizice sau pe cele verbale, deoarece acestea îi afectează încrederea și poate prinde frică de tine sau să devină agresiv. Repetă periodic aceleași comenzi, reguli și dă-i recompense pentru a-l ajuta să înțeleagă când execută corect o comandă. Uneori, este nevoie de timp și repetiție și nu trebuie să fii descurajat dacă uneori lucrurile merg mai greu. Fii optimist. Începe cu comenzi de bază ca stai, așează-te, vino aici, culcat, cu minte, lasă și la locul tău. Odată ce aceste comenzi de bază sunt asimilate, treci la comenzi mai complexe. Du-le în diferite spații cu oameni și animale pentru a-l obișnui cu mediul înconjurător și pentru a-l ajuta să devină un câine bine socializat. Angrenează-le în diferite jocuri tactice de căutare, care să-l stimuleze mental și fizic.
Stabilește de la început că tu ești șeful și stabilește o relație de prietenie bazată pe încredere și siguranță. Arată-i că ești entuziasmat și laudă-le atunci când execută comenzile corect. Laudele și recompensele vor stimula câinele și îl vor încuraja să se comporte bine. Folosește aceleași cuvinte și semnale pentru aceeași comandă în diferite situații și locuri. Folosește recompensele, precum gustările preferate, laudele și jucăriile preferate ale câinelui. Câinii își pot pierde concentrarea și răbdarea dacă antrenamentul durează prea mult timp. Așa că fă sesiuni de dresaj scurte, dar frecvente, pentru a menține interesul și atenția câinelui. Folosește comenzi clare și precise și evită să folosești cuvinte asemănătoare care ar duce la confuzia câinelui. Evită să folosești pedepse dure sau abuzive, pentru că acestea creează frică, panică și afectează încrederea câinelui în tine. Du-le în diferite locuri cu oameni și animale, pentru a se obișnui cu mediul înconjurător și pentru a deveni un câine socializat. Dresajul în încăperi de interior, în curte și în parcuri, va ajuta câinele să înțeleagă mai bine comenzile. Este recomandat să fii șeful în relația cu câinele, dar să faci asta cu blândețe și răbdare. Dacă câinele a învățat comenzile de bază, încurajează-le să ia inițiativa în jocuri și activități care implică ascultare și supunere. Datorită crestei dorsale distinctive, anumite poziții nu sunt confortabile pentru un hodesian Ridgeback și fii atent mereu la aceste aspecte în timpul dresajului. Dresajul trebuie să fie un proces continuu și frumos. Repetă aceleași comenzi pentru ca să le învețe și respectă-le ca pe un prieten. Dresajul este modalitatea cea mai minunată de a stabili o relație puternică și de încredere cu câinele tău. Hrana și modul de hrănire. Este un câine care nu este pretențios când vine timpul să fie hrănit și dispune de un apetit excelent, astfel că nu are nevoie de o dieta specială. Nu au tendința de a avea probleme cu greutatea și în cazul în care îl vei hrăni mai mult sau mai des, ei vor reuși să evite îngrășarea. Alege o hrană care să conțină toți nutrienții de care are nevoie, indiferent că este vorba despre hrană comercială uscată sau hrană naturală pregătită acasă. Rhodesian Ridgeback sunt câini activi și au nevoie ca hrana lor să conțină necesarul adecvat de proteine pentru a-i menține masa musculară, de grăsimi sănătoase pentru energie și carbohidrați. Cantitatea de hrană depinde de vârsta pe care o are, de activitatea pe care o desfășoară zilnic și de starea de sănătate a câinelui. Dacă îl hrănești cu hrană uscată, citește eticheta produsului pentru recomandările producătorului și urmărește greutatea câinelui. Pentru a ajusta porțiile, se recomandă să hrănești câinele la aceleași ore și în mod normal de 2 ori pe zi. Acest lucru îi oferă un program stabil și îl ajută să-și regleze metabolismul. Pune-i la dispoziție apă curată și proaspătă pe tot parcursul zilei. Menținerea greutății este importantă pentru sănătatea câinelui. Unii câini dezvoltă alergii la unele ingrediente pe care le conține hrana comercială. Dacă sunt prezente simptome de alergie, cum ar fi mâncărimea excesivă, erupții cutanate, etc., nu mai hrăni câinele cu acea hrană și cere sfatul unui medic veterinar. Alimente permise. Carnea slabă de pui, de curcan, de vită, de miel și iepure, dacă sunt gătite și fără adaos de condimente, sunt surse excelente de proteine pentru câini. În dieta câinelui, ca surse suplimentare de nutrienți, se pot adăuga inimă, ficat și alte organe interne de animale. Peștele este o sursă excelentă de acizi grași omega-3. Hrănește-le cu pește, fără oase mici, pentru evitarea riscului de sufocare sau rănire. Ouăle gătite sunt o sursă excelentă de proteine și nutrienți. Legumele ca morcovi, fasole verde, dovlecei și cartofi dulci, dacă sunt gătite sau fierte, pot fi date sub formă de suplimente. Fructele ca mere, pere, căpșuni și pepene galben pot fi date ca gustări, dar cu condiția să aibă semințele și sâmburii scoși. Orezul brun sau integral și pastele integrale sunt o sursă de carbohidrați și energie. Uleiurile de pește, uleiul de măsline sau uleiul de cocos sunt o sursă de acizi grași esențialii. Alimente interzise. Se interzice cu desăvârșire ciocolata pentru că conține teobromină și cofeină, care sunt toxice pentru câini. Consumul de ciocolată duce la vărsături, diaree, bătăi neregulate ale inimii, convulsii și chiar moartea în unele cazuri.
Ceapa și usturoiul sunt legume care conțin unele substanțe care distrug celulele roșii din sânge, provoacă anemie și consumate în cantități mari, sunt extrem de toxice. Strugurii și stafidele provoacă insuficiență renală și efectele sunt foarte grave. Nu se știe exact de ce aceste fructe sunt toxice, dar este bine să le eviți. Avocado este un fruct ce conține o substanță numită persină, care este toxică pentru câini și provoacă stări de vărsături, diaree și dificultăți respiratorii. Alcoolul este extrem de toxic pentru câini și provoacă vărsături, dificultăți respiratorii, comă și chiar moarte. Cofeina din cafea, din ceai și din alte băuturi cu cofeină este periculoasă pentru câini și produc simptome de agitație, bătăi rapide ale inimii și stări de vărsături. Oasele mici și fragile produc stări de sufocare, răni în gât și ruperea dinților. Nu le dați niciodată oase de pui, de curcan sau alte oase fragile. Mulți câini au intoleranță la lactoză când ajung la vârsta adultă și nu pot digera laptele și produsele lactate. Xilitolul este un îndulcitor artificial care se află în guma de mestecat, în bomboane și unele produse de patiserie. Consumul de xilitol produce scăderea nivelului de zahăr din sânge, răni hepatice și convulsii. Aluatul de copt conține droidie, iar ingestia acestuia provoacă umflarea stomacului și a intestinelor, care dau simptome extrem de dureroase și periculoase. Carnea crudă sau gătită prea puțin conține bacterii, ca salmonella și E. coli, care provoacă intoxicații alimentare. Ouăle crude conțin o enzimă numită avidină, care interacționează cu absorpția biotinei, o vitamină B din organismul câinelui. Alunele de pădure și de macadamia sunt toxice pentru câini și provoacă simptome de vărsături, tremurături musculare și probleme neurologice. Unele produse lactate cu conținut mare de grăsimi sunt de asemenea interzise, pentru că sunt greu de digerat și produc stări de greață, diaree și probleme digestive. Suplimentele nu sunt întotdeauna necesare și câteodată provoacă probleme de sănătate dacă sunt administrate în exces. Boli la care este predispusă rasa. Câinii din rasa Rhodesian Ridgeback sunt în general sănătoși, însă, ca și în cazul altor viețuitoare, nu sunt ocoliți de anumite boli. Una dintre afecțiunile comune raselor de câini de talie mare este displazia de șold, care este o afecțiune de dezvoltare anormală a articulației șoldului și care provoacă dureri mari și dificultăți de mișcare. O altă afecțiune comună raselor de câini de talie mare este displazia de cot, care este o afecțiune de dezvoltare anormală a articulațiilor cotului și produce dureri și dificultăți de mișcare. Unele exemplare de Rhodesian Ridgeback sunt predispuse la epilepsie, care este o tulburare a sistemului nervos și provoacă convulsii. Câteodată mai apare și hipotiroidismul, care este o afecțiune a glandei tiroide. Aceasta nu mai produce suficient hormon tiroidian și duce la probleme mari de sănătate. Dermatita atopică este o afecțiune a pielii care este produsă de alergiile la palen, praf, etc. Boala de reflux gastroesofagian, GERD, este o afecțiune de reîntoarcere a acidul gastric în esofag, provocând iritație și disconfort. Hemofilia este un defect congenital al coagulării sângelui, care produce sângerări excesive și probleme de coagulare. Hemangiosarcomul este o formă agresivă de cancer care afectează vasele de sânge. Cataracta sau displazia retinei pot apărea la unii câini ai acestei rase. Dilatația și torsiunea gastrică, GDV, este o afecțiune gravă care se manifestă prin umflarea cu aer și răsucirea stomacului, blocând fluxul de sânge către și dinspre stomac și necesită intervenție chirurgicală de urgență. Mielopatia degenerativă este o boală degenerativă progresivă a măduvei spinării, care provoacă în decursul timpului infirmitate și, în cele din urmă, paralizia membrelor posterioare. Osteocondroza este un defect de cartilaj, care apare la caței în timpul perioadei de creștere și se manifestă prin apariția durerii și a șchiopăturii. Sinusul dermoid este un defect de dezvoltare apărut în timpul vieții embrionare. Sinusul dermoid este ca un chist care se extinde pe sub piele de-a lungul șirei spinării și este uneori indirectă. Comunicare cu măduva spinării, dacă nu se tratează la timp, survine infirmitatea și paralizia. Surditatea congenitală este sesizată la unii câini imediat după naștere. Entropionul este o afecțiune a ploapelor ce se manifestă prin răsucirea spre interior a acestora și genele irită suprafața globului ocular, care duce la probleme mult mai grave.
Dacă vă doriți un paznic loial, gata să se sacrifice pentru a vă apăra, Rhodesian Ridgeback este un companion fidel și un protector de nădejde, care vă poate însoți pe drumul vieții între 12 și 14 ani. Cu o istorie îndelungată de vânătoare și un devotament desăvârșit față de stăpânii săi, această rasă excepțională se remarcă prin grandoarea și curajul său. Descoperiți lumea minunată a Rhodesian Ridgeback și lăsați-vă inima să fie cucerită de acești nobili patrupezi. Alegeți cu încredere un companion care vă va împărtăși fiecare bucurie și va fi alături de voi în orice aventură a vieții. Rhodesian Ridgeback este o comoară a naturii gata să-și pună la dispoziție iubirea și protecția pentru întreaga sa viață. Vă mulțumesc pentru vizionare și să aveți mereu încredere în propriul vostru drum și să vă bucurați de fiecare clipă cu sănătate și fericire în inimă. La revedere!